Deci comisia se formează, la comisie participă 9 membri și 10 sunt, da? Da. Și sunt consilierii care doresc să participe fără de vot. Ascultăm, domnul Dreac, cu timp. Da, spunem. Domnul ședinte de comisie, stimați consilieri, stimați doresc. Ura, vă împoșă. Avem o situație la comisia dat, ca să înțelegeți că era un număr de 16 puncte, am examinat tot numai 6 puncte în ordine de zi, în cadrul Comisiei Infrastructură. S-a făcut examinarea pe bază la întrebările urgente de extraordinare și de extraordinare trebuie întrebările urgente. Când s-au apărut întrebările care sunt neclare pentru noi, stimați colegi, neclare pentru noi cu extrasele nivelabile, cu fel de fel de aguduri și documente neregul. Eu s-o pot că chestiile care erau acolo cu extrasuri expirate, ele chiar n-aveau loc, nu trebuiau să fie incluse în ședința extraordinară și cu documentele neregul. Este un precedent nu de prima dată, este un precedent care nu a rugat să nu se merite. Vedem că aparatul primăriei nu se efectuează, nu cum lucrează primarul împreună. Vedem situația din oraș. Și e clar că lucrurile nu merg bine. În afară că nu merg transparent, ele nu merg prea bine. Noi așteptăm, stimați colegi, luna ianuarie, am crezut că o spui la discuție problemele urgente, asta finanțarea, bugetul în lectura a doua, fel de fel de întrebări. A trecut și luna februarie, m-am fost întâlnit, iată, suntem la mijloc de martie și tot așa mai departe. Primarul trebuie să îndeie inundare în țară pentru buget până la 15 februarie. N-a fost în stare să cumva și Consiliul. Și asta e situația. Noi ne-am spus părerea mea și aștept poate altă părere la altă părere. Dar sunteți în care trebuie să punem. Și acum ne-am adunat acum, domnul Consilier. Noi ați făcut cum făcăm ședința Comisiei. Noi când voi, noi când la data de astăzi trăim a treia lună din anul 2017, din motivele întemeiate, noi nu avem bugetul pentru 2017 aprobat. Data de competența comisiei care... De aceea noi venim cu inițiativa de a iniția procedura de eliminare de funcție a viceprimarului de finanțe, domnul Feodosie Bordia. Propun ca să fie introdus pe ordine de zi proiectul de decizie cu privire la modificarea deciziei Consiliului Orășănesc numărul 5/46 din 10 decembrie 2015 cu privire la încetarea mandatului viceprimarului pentru economie, finanțe și buget. La inițierea unui grup de consilieri, în temeiul articolul 13 al legii privind statutul alesului local și 59-60 al legii 317 privind actele normative ale Guvernului și al altor autorități ale administrației publice centrale și locale, articolul 14 al legii 436 privind administrația publică locală, Consiliul Orășănesc decide. 1. Se omite punctul 2 din decizia Consiliului Orășănesc numărul 5/46 din 10 decembrie 2015 cu privire la încetarea mandatului viceprimarului pentru economie, buget și finanțe. Prin decizia 5/46, domnul Feodosie a fost lăsat în funcție până la numirea altui viceprimar. Astăzi noi nu avem o persoană competentă care să răspundă de finanțele publice și elaborarea proiectului bugetului pe anul 2017. Ce e propunerea lor? Nu este prerogativa Consiliului de a propune în loc, este prerogativa primarului, noi o să așteptăm propunerea. Da, dar mi se pare că nu e în Comisia Infrastructură. Noi nu punem la un dezbatere, dar să punem întrebare. Dar ce are cu comisia noastră? Avizul de domnitor. O să inițiez într-o comisie și de buget și finanță. Da, dar noi... Asta comisie s-a adunat, cred că ține de problemele financiare. Eu înțeleg, Gala, dar noi suntem comisia pentru informare. Domnul Nicolae, dați nevoie de trebuie să o pune pe ordine de zi, dacă o apunem. Dar e competența domnului ședinte a comisiei. Dacă o pune pe ordine de zi, să începe dezbaterea. Deci, vă par venit întrebare, deci, în privința... Poți să vă citești în urmă? În privința de mici, deci, pe finanță, domnul Bordia. De-a... Doamna, îmi permiți? Este vorba doar de a pune pe roșu.
dezbatere, dacă o să fie discutat. Da. De cine este prin propunere, te rog, întrebare care a fost înaintată către domnul Tăderean, deci cu aportul domnului consilierul Borbian Pavel, deci rog să votați. Noi înaintată, domnul Tăderean, domnul Șumete, înaintată în grupul consilier care se spunea. Și că mai este întrebare care va fi cel susținată, dacă ei se ești susținerea colegiul, noi înaintată din partea unui consilier sau altă, avem grupul de consilier, care situația o văd în oraș, care este întrebare. E un lucru de... Da. De cine este pentru a aproba? Ne-a pune pe rol această întrebare, vă rog să votați. Deci, 1, 2, 3... La Păgana nu sunteți membru comisiei, ne-am luat 6, 5. Din 11. Nu din 11, nu știu că suntem 10, da? Da. Din 11. Mai este și acțiunea de școală. Deci cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Cine este împotrivă? Eu sunt împotrivă. 2 sunt împotrivă. Cine s-a abținut? 3. Și întrebare mă. Cu privire la inițierea referendumului local pentru revocarea din funcția primarului orașului Soroca, domnului Victor Săr. În temeiul articolului 8 și articolul 14 al legii 436 privind administrația publică locală, articolul 5 alineatul 4 și articolul 13 al legii 768 din statutul alesului local, articolul 175, 176, 177, 180 al codului electoral, aprobat prin lege Consiliul Rășănesc Soroca decide. Se constată nerespectarea intereselor comunității locale, neexercitarea în mod adecvat a atribuțiilor de ales local prevăzute de lege, încălcarea normelor morale și etice de către primarul orașului Soroca, domnul Victor Său. Se inițiază referendumul local pentru revocarea din funcție al primarului orașului Soroca, Victor Său. Controlul asupra exercitării prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului Rășănesc. Sunt semnături de grupul de consilieri pentru inițierea întrebării. N-am văzut motivul temeiului legal de ce au călcat său. Motivarea se pregătește timp de 2 săptămâni după semnarea inițierii referendumului. Deci iarăși... Poate vreau să vă susțin. Este vorba doar de a pune întrebare pe rol, ca să mai pun, deci să pornim dezbatere. Deci, vă rog să fiți, domnul consilier, să fiți atenți. Deci, cine este pentru a pune întrebare ridicată din grupul consilier de ordine de zi, la ședința prezentă, vă rog să votați. 1, 2, 3, 4. Cine este împotrivă? 1, 2, 4. Cine s-a abținut? Tatăl sunt 2. 2. Și 2 s-a abținut. 2 s-a abținut. Vedeți? Au rămas în grăciuță, domnule.